Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Vă mulțumim foarte mult că ați venit alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Domnule doctor, a fost o dezbatere lungă în spațiul public legată de un eveniment tragic al unei colege jurnaliste care a adus însă din nou, repet, în spațiul public, dezbatere în privința unei teme ignorată de mult, de multe ori, de prea multe ori în România. Afecțiunile psihice, depresia, anxietatea sunt boli ale acestui secol și trăim într-o societate care de prea multe ori le ignoră sau le stigmatizează sau îi stigmatizează pe cei care le au. Mie personal mi-ar fi plăcut să fie o dezbatere. Deși termenul iarăși e înșelător, pentru că în privința existenței problemelor de sănătate mentală nu cred că există vreun dubiu sau că există vreo preopinență despre aceste tulburări. Acolo unde ar trebui să înceapă dezbaterea nu e dacă sunt sau nu sunt, ci dacă facem sau nu ce trebuie în privința oamenilor care au o astfel de suferință. Ori aici să-mi fie cu iertare, dar dezbatere nu cred că a fost. A fost orice altceva, a fost zăzania, a fost scandal, a fost poate inclusiv o confesiune publică a multor oameni care cu ocazia asta și-au găsit poate o voce. A existat inclusiv niște tușe groase menite mai degrabă să deturneze subiectul de la o dezbatere în favoarea nu contează cui. În schimb, problema radioactivă, problema lipsei de acces la servicii acestor oameni de multe ori, problema lipsei de maturitate a ecosistemului din România cât privește oamenii cu probleme de sănătate mentală nu prea s-a adus în discuție și asta pentru că pe undeva și după 30 de ani și după 50 sau 100 de ani, depinde de unde încep să numeri, continuăm să vedem oamenii care au tulburări psihice printr-o anumită lentilă, un anumit filtru și care e foarte puțin ancorat în dovezi. E foarte mult ancorat în cultură, e foarte mult ancorat în prejudecată, în folclor, în dogmă, în doctrină, dar de fapt foarte puțin ancorat în dovezi. Ceea ce face o conversație despre depresie, anxietate, panică, psihoză, nu contează de fapt de ce, să fie marată de incompetență. Pentru că oamenii, cel puțin în privința acestor termeni, nu numai că n-au o stăpânire a termenului în sensul vulgar al cuvântului, dar trăiesc și cu falsa impresie că știu despre ce este vorba, pentru că tot omul odată în viață, nu-i așa, a fost trist până peste poată, tot omul odată în viață s-a temut, tot omul odată a întreținut un gând irațional. Dacă am merge acum pe stradă și să-i întrebăm pe oameni care cred ei că este diferența dintre tristețe și depresie, s-ar putea să rămânem surprinși că pentru majoritatea nu e mare deosebire. Ori asta este o chestiune fundamentală. Fără o înțelegere a fiecărui cuvânt când spui tulburare depresivă majoră, suntem pierduți într-o junglă a eufemismelor, de fapt. De asta, astfel de, până la urmă, chestie absolut stânjenitoare pentru un medic ca mine, vis-a-vis de cazul pe care l-ați menționat, ajung să devină un subiect de conversație, de clacă, de poiana lui Iocan. Pentru că întâmplarea face că și unii și ceilalți, chiar și cu cele mai bune intenții, sfârșesc în derizoriu, iar până la momentul la care se urnește corpul profesional, dacă se urnește corpul profesional, se emită o formulă coerentă prin care să lămurească vulgul despre ce e vorba, deja s-a consumat emoția. Și asta e o particularitate a domeniului meu, că e privit cu foarte multă, foarte multă emoție. Probabil că suntem noi, oncologii, pediatrii, legiștii care operăm cu astfel de, să le spunem, farfurii radioactive, fierbinți. Niciodată nu cred că un proctolog o să aibă la fel de mult succes dacă se întâmplă să moară cineva de hemoroizi. Deși se moare și de hemoroizi. Nu cred că o să vândă vreodată o știre despre eczemă, cu tot respectul pentru colegii dermatologi. Dar pune într-un chenar, și vreau să mă imaginați un moment, un copil bolnav de cancer, un caz absolut ciudat, infracțional, sau un pacient psihiatric, și veți observa cum afectul, busola asta internă pe care o are fiecare persoană, migrează către urechile ciulite. Ori asta e problematic. Nu putem încă în România să vorbim civilizat despre psihiatrie, respectiv probleme psihiatrice.
Am auzit foarte multe despre depresie în această săptămână, diverse luări de poziție. Toată lumea, cred că a avut o opinie despre subiectul ăsta. Am aflat inclusiv că depresia este un moft progresist, că de fapt e vorba de lene și că bunicii noștri n-au fost deprimați pentru că erau obișnuiți sau prea ocupați să lucreze. Claudiu spune că depresia e boala secolului. E o boală recentă? Adică bunicii noștri nu sufereau de această boală? Ar merita să explicăm de ce este boala secolului și că nu este o lozincă, un slogan și nu o să vindem la un moment dat un produs miraculos prin care vindecăm depresia dacă îi spunem boala secolului. Au fost multe boli ale secolelor. A? Probabil că și Hipocrate era progresist pentru că prima descriere a depresiei o face el însuși. Într-o perioadă în care se credea despre boli că sunt date de umor, de fluidele interne, motiv pentru care dacă avea un exces de bilă neagră, cum zicea Hipocrate, pe limba greacă se numește melancolia sau melancolie, cum îi spunem noi în zilele noastre. Șansele sunt că pentru epoca lui și Hipocrate era un pic informist. Melancolia fiind la începutul un sinonim pentru depresie. Fiind folosită în cercurile astea mici, obscure de oameni care totuși mergeau dincolo de credințe iraționale în ce privește originea bolilor și căutau mecanisme prin care să le descrie. Da, dar din fericire pentru toată lumea n-a fost ultimul termen prin care a fost descrisă depresia. Dar să revin pentru un moment la această chestiune a bolii secolului. La un moment dat, în urmă cu probabil 15 ani, a fost un prim efort internațional prin care undeva la, spun așa, cu titlul aproximativ 200-300 de cercetători au căutat să vadă care va fi pentru secolul acesta piramida celor mai importante probleme de sănătate, boli, care ar putea să cauzeze cele mai mari poveri pe sistemele de sănătate. Și astfel s-a născut proiectul GBD, așa s-a numit, Global Burden of Disease, povara globală a bolilor. Acest proiect este cumva așa mamut și are și el limitele lui, pentru că uneori când sunt cifrele prea mari, matematic vorbind, s-ar putea să te afli într-o formă pozitivă și neplăcută de eroare, prin care la dimensiunea respectivă să găsești și ce n-ar fi cazul să existe. În orice caz, când au însumat la nivel de 180 de țări principalele cauze de povară pe sistemele medicale, au găsit ce te aștepta să găsească, pe primul loc bolile cardiovasculare, după care ar trebui să urmeze ceea ce ne așteptăm de obicei, ce știu eu, cancere sau așa mai departe. Surpriza totală a fost, în schimb, că în mod previzibil, și studiul acesta a tot fost refăcut de-a lungul anilor, pe următoarele două locuri au găsit durerea cronică, pe locul 2, respectiv pe locul 3. Noi spunem astăzi depresia, deși ei nu s-au uitat sensul strictul la depresie, s-au uitat la povara acumulată a tulburărilor psihice. Locurile 2 și 3, mai mult decât atât, explicau aproape jumătate din povara globală a bolilor. 40% ca să fim mai exacti. Chestia asta la vremea respectivă a fost publicată în Lancet, care este o revistă de mare prestigiu, veche de mai bine de un secol și care este un reper. E un fel de monitor oficial al medicinei. Era cel puțin într-o vreme. Bun. Ar fi trebuit să declanșeze o revoluție în sistemele medicale de pretutindeni, pentru că asta înseamnă că acele sute de miliarde, poate chiar trilioane de dolari care sunt cheltuite pentru sănătatea oamenilor sunt prost plasate, pentru că mai puțin de o sutime se duc în studiu durerii cronice, respectiv terapiile durerii, în studiu bolilor psihice, respectiv terapiile sau tratamentele pe care le dai în boli psihice. Iată de ce de atunci luăm chestiunea asta drept reper și spunem da, depresia este boala secolului, demența devine boala secolului și sunt și altfel de explicații decât asta. În primul și în primul rând, pe măsură ce medicina devine mai bună și tratăm mai bine și mai eficient boli, unele dispar din prim plan, pentru că sunt din ce în ce mai bine gestionate, altele apar ca o complicație a costului, longevitate, etc. Și mai rămân acestea, cenușăresele, care devin pe piramidă mai sus. Întrebarea era, este omul modern mai predispus la această boală decât omul de acum 100-200 de ani? Nu, este mai predispus unui diagnostic pentru această boală. Totul deci, pe lumea asta până nu primești un nume care va zic că oamenii erau bolnavi și acum 100 de ani de depresie, dar nimeni nu-i diagnostica erau în felul bolnavi și acum 8.000 de ani. Problema în cele din urmă cu
condiția existențială fundamentală a omului este că de vreo două secole încoace, de la o mulțime necunoscută din care poate doar câteva categorii sociale primeau un nume, primeau un destin, primeau o șansă, în zilele noastre după iluminism am devenit indivizi. Am aflat că avem drepturi. Aceste drepturi, spunem noi, unele dintre ele cel puțin sunt inalienabile. Oamenii cred că nu își dau seama în secolul 21 cât de privilegiat sunt să se fi născut în ultima 100 de ani față de 100 de ani dinainte, de exemplu. Cum era speranța de viață a străbunicilor lor față de cea a străbunicilor și bunicilor. Reversul medaliei fiindcă, într-adevăr, în spusele medicinii contemporane, pentru anumite afecțiuni care ating sufletul sau care ating afectul, dispoziția, bunăstarea individului, astăzi dăm un nume, tocmai pentru că, având acele drepturi, omul de astăzi spune, hei, vreau să fiu mai bine. Opțiunea asta nu se inventase până prin secolul 17-18. Până atunci, oamenii trăiau cu impresia că dacă ceva e în neregulă, probabil că e o pedeapsă, un păcat, un blestem. Erau alte mecanisme prin care societatea explica astfel de lucruri. Deci, și bunicii noștri, și părinții noștri, și părinții părinților lor suferau de depresie, anxietate. Sunt papirusuri care conțin descrieri ale depresiei, sunt tablițe cu uniforme care vorbesc despre... Codul lui Hammurabi are anumite mențiuni despre depresie. În același timp, nu puteți să negați faptul că astăzi depresia este un fel de boală la modă. Toată lumea acuză sau reclamă depresia, fie că o are, fie că nu o are. Spuneați la începutul emisiunii că puțin știu diferența între tristețe și depresie, dar cumva a intrat în limbajul comun când ai o dispoziție mai proastă, spui că ești deprimat, nu? Cum faci diferența? Când îți dai seama că de fapt chiar suferi de o boală? Care sunt simptomele? Și o să vă rog, domnule diaconu, să vă păstrați ideea, detaliem după o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Ne-am întors, Gabriel Diacon, un medic psihiatru, este invitatul zilei de astăzi. Domnule diaconu, vă întreba Florin înainte de pauză, care este diferența între, spre exemplu, depresie și tristețe? Făceați dumneavoastră această comparație la începutul discuției noastre. Cum ne dăm seama? Pentru asta trebuie să introducem câțiva termeni. Primul termen pe care trebuie să-l introducem este noțiunea de afect. În mod obișnuit, în popor, afectului se zice emoție sau sentiment. Dar și emoția și sentimentul sunt cumva efemere, trecătoare. Am spus o glumă, am râs. A lătrat câinele, mi s-a făcut frică. Mine pleacă. Nu stă. În revanșă la afect, dispoziția este o stare emoțională, prin forța vocabularului trebuie să păstrăm totuși emoția în poveste, care are o anumită stabilitate. Stabilității dispoziționale îi spunem în psihiatrie eutimie. Sau cum ar fi zis săracul tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, nu mă mănâncă, nu mă scapi, nu mă doare, nu mă caut. Un gen de indiferență, ba chiar relativ orbugăin în ceea ce privește ce mi se întâmplă mie pe dinăuntru. Dacă întreb pe un om ce mai face, îți spune bine. Dar nu e ca și cum își face un scurt inventar diagnostic pe dinăuntru. Știți că e bancul ăla cu doi psihiatri care se întâlnește, se întreabă unul pe celălalt. Bine, bine, tu ce mai faci, dar eu ce mai fac? În raport cu această stare de echilibru dispozițional, de eutimie, de tihnă, de huzur, de repaus, de recreație. În momentul în care individul resimte disconfort, îi vom spune acelui disconfort, evident prin forța jargonului profesional, distimie. Adică o stare sufletească, inconfortabilă. Că de-aia avem confort și disconfort, eutimie și distimie. În raport cu magnitudinea, în raport cu durata, în raport cu impactul, cu efectele asupra vieții de zi cu zi ale individului, denumim distimiile ca fiind minore sau majore, mici sau mari. Și apoi, în raport cu prezența sau absența anumitor afecte, unor stări le spunem hipotimice, că unii oameni se plâng că parcă nu mai au emoții, nu mai reacționează, nu mai au sentimente. Alte stări le numim hipertimice. Adică telea nu mai bate ploaia în geam, e dita-i ciclonul, taifunul afară. Recapitulând, avem eutimie care e huzur, avem distimii care sunt stări inconfortabile. Avem unele mici, minore, avem unele mari, majore.
Avem unele prin absența anumitor afecte, hipotimie, avem unele prin prezența în exces a anumitor afecte, hipertimie. Și aici vine definiția depresie. Distimie hipertimică. Hipertimie negativă. Care va să zică depresia este o prezență, nu este o absență. Care va să zică predomină o stare emoțională care este copleșitoare. Și nu îi spunem majoră pentru că este din stat severă. Am mulți pacienți care mă întreabă, domnul doctor, eu am depresie? Da. De care am? Majoră. Vai de mine. Deci zic, stați liniștit că e ușoară. Pentru că și de aici urmează specificatori. Intensitatea simptomelor poate să fie ușor, moderat, extrem și așa mai departe. Așa au gândit înaintașii noștri medici, dar și psihologi înainte, o sistematizare a acestui domeniu, tocmai pentru a separa cumva apele. Tocmai pentru a, ca și în alte boli până la urmă, tocmai pentru a da un sens taxonomic, o ordine problemelor pe care le poate avea individul cu sănătatea lui. Acum, tulburarea depresivă majoră, mergem mai departe, este o boală care are niște criterii destul de stricte de diagnostic. A existat la un moment dat un tip Zimmerman cu niște ani în urmă, 15-20 de ani, care și-a dat seama că algoritmul de diagnostic al depresiei este totuși înșelător. Am să vă spun foarte punctual de ce. Anume că prin stabilirea criteriilor s-ar putea ca un individ, printr-o combinatorică aritmetică, să îndeplinească tipic criterii de depresie fără să aibă neapărat depresie. Și el a căutat, matematic, nu doar așa poetic, să identifice care este probabil cel mai puternic argument pentru depresie, încât să nu fie un diagnostic fals pozitiv. Și are 6 studii publicate în rafal, așa unul după altul, într-un ziar care se numește The Journal of Nervous and Mental Disorder, Jurnalul de Tulburări Nervoase și Mentale. Un jurnal foarte bun. Și în ultimul articol trage concluzia și spune așa. Și pentru mulți oameni, apropo, a fost o concluzie cumva anticlimactică, n-a fost un gen de Avengers. A spus așa. Cel mai important predictor pentru diagnosticul de depresie majoră este răspunsul pe care îl dă individul la întrebarea, în ultimele 2 săptămâni te-ai simțit deprimat sau nu? Cu alte cuvinte. Și asta e o chestie ciudată. Persoana care are depresie știe că are depresie. 95% din cazuri. Știe că nu e tristă. Știe că nu suferă neapărat de o afecțiune psihică. Într-adevăr, noi în zilele noastre, rarisim, cel puțin în practica mea, încă le mai spunem oamenilor ceea ce se întâmplă cu tine este că, de fapt, ai simptome majore de depresie. Dar dacă persoana vine în cabinetul de psihiatrie și își spune povestea și la sfârșit medicul zice cred că tu ai o depresie. Avem o problemă nozologică. Pentru că, din păcate, depresia a devenit un fel de găleată diagnostică și pentru medici de familie și pentru psihiatri. De ce e o găleată diagnostică? Pentru că nu mai avem timp să luăm anamneze corect, să facem diagnostice diferențiale corect. S-ar putea că parte din problemă este cât s-a diluat acest concept în ultimii 10 plus ani, poate 15. Spuneți-mi, domnule doctor, câți dintre pacienții care vă intră în cabinet și vă spun am depresie, vă spun nu mai vreau să trăiesc? Probabil la fiecare 10 pacienți, 1-2. Depresia este o boală, da? Cum predispune ea la sinucidere față de media în cazul oamenilor sănătoși? E o întrebare care a ocupat acest domeniu al studiului suicidului și comportamentului suicidar vreme de aproape 30 de ani. Într-adevăr, majoritatea persoanelor care se sinucid îndeplineau criterii de depresie la momentul morților. 2 din 3. În anumite categorii de vârstă, poate chiar 3 din 4. În schimb, din totalitatea persoanelor care îndeplinesc criterii de depresie majoră, doar, cum am zis eu, 1-2 din 10, 10-15% au sau vor face tentative de suicid sau vor muri prin suicid. E o discrepanță. De ce sunt atât de mulți suicidari deprimați? De ce sunt atât de puțini prin raport depresiv-suicidari? Ce lipsește? Care este sau care sunt variabile care explică distanța aceasta statistică. Fapt este că depresia este marele killer. Din totalitatea actelor de sinucidere într-un areal, într-un an, majoritatea celor care mor aveau depresie. Asta nu face depresia letală. Ce drept depresia nu se întâmplă singură.
decât foarte rar. Se întâmplă frecvent că oamenii care nu au acces la servicii de sănătate mentală, își dau un singur exemplu, să caute empiric, biologic, interpersonal, să caute soluții pentru a-și regla dispoziția. Și bănuiesc că vă dați seama încotrobat. Există substanțe psihotrope pe lumea asta care sunt la îndemâna mâinii. Unii oameni consumă zahăr, care are un ușor efect antidepresiv. Alți oameni consumă alcool, care are un efect antidepresiv. Unii oameni se angajează în comportamente care, prin natura lor de a fi eliberatoare de endorfine, de adrenalină, de dopamină, pot să medieze un pic versantul biologic al depresiei. Când faci o piramidă a factorilor de risc, vei întâlni elementele care, puse unul lângă celălalt, pot să-ți explice cu o probabilitate destul de mare dacă o persoană se va omorî sau nu la un moment dat. Da. Unii factori sunt modificabili, de exemplu, obiceiurile de consum, de viață, de metabolism, etc. Alții nu, bazinul genetic al individului. Și aici, iarăși, sunt o pletoră de studii care arată că sunt gene comune pentru suicid și pentru depresie. Dar unele, care, ca printr-un fel de model de reacție în lanț, fac ca o persoană să intre pe o traiectorie care o predispune din ce în ce mai mult pentru sau către o moarte prin suicid. Și corolarul acestei ultime idei este că, în general, ca și în alte afecțiuni, ca și în, nu știu, hipertensiune arterială, ca și în cancerul de sân sau de col uterin, e foarte importantă detecția precoce și intervenția precoce. Un factor despre care, de fapt, nu vorbim, este că, într-adevăr, majoritatea oamenilor care mor prin suicid mor la prima tentativă. Asta e iarăși o chestie puțin contraintuitivă. Te aștepta că e cumva o mică școală a suicidului, după care oamenii mor prin suicid, dar adevărul e fix pe dos. Dar dacă te uiți la oamenii care mor prin suicid, și am un coleg care fix asta a demonstrat, ei aveau în urmă o povară nevăzută, netratată, nesancționată de boală, care a mers din rău în mai rău și care a comportat deznodământul acesta. Un tratament corect al depresiei nu elimină riscul de suicid. A scris zilele trecute că ați avut 7 nu le-am avut eu. Pacienți care... Au fost pacienți de-ai mei, dar nu au fost sinuciderile mele. S-au sinucis, nu? Da. Au fost din finalul lor. Din câți? Adică aș... Din câți până acum în carieră? Din câți care au amenințat că se sinucid? Aș vrea să facem o notă de subsol. Cât s-ați salvat? Pe mine foarte rar m-au amenințat oamenii că se sinucid. Într-adevăr, unii dintre ei le spun familiilor și familiilor văd ca pe amenințare. Oamenii transmit genul acesta de intenție și e privită ca un pericol, dar foarte rar cineva își pune genul ăsta de armă în scop de șantaj la tâmplă. Dacă nu, puncte, atunci mă sinucid. În mod obișnuit, într-o lună, probabil, vreau să facem un calcul împreună, probabil că văd undeva la un 20-30 de persoane cu gânduri de suicid sau cu istoric de tentative de suicid. 20-30 pe lună, să zicem că scad concediile, probabil că sunt 300-400 pe an, pe care îi văd înmulțind cu 13 ani de carieră, probabil că sunt undeva la un 3-4 mii de persoane pe care le-am văzut până acum de-a lungul carierei, cu gânduri de suicid sau cu istoric de tentative de suicid. 7 este o cifră foarte mică în raport cu, dar cumva dacă te uiți în statistici, cumva se potrivește cu statisticile, adevărul golgoluț este că simpla prezența gândurilor de suicid nu este o variabilă bună, sensibilă de a prezice moartea prin suicid a unei persoane. La fel de bine cum persoanele care au istoric de tentative de suicid neletale, evident că în comparație cu cei care nu au făcut-o niciodată sunt un pic mai la risc, dar nu e atât de dramatic riscul pe cât te aștepta sau pe cât de mult vulgarizează inclusiv confrați din alte specialități. S-ar putea că fenotipul nu este același. Sunt colegi de-ai mei care încă, eu m-am retras, dar ei încă lucrează în domeniul acesta al suicidologiei, încă luptă să observe ce deosebește tentativele letale sau de mare letalitate de tentativele mediu sau puțin letale sau mai degrabă unele care pot să fie încadrate în ceea ce se cheamă tehnic parasuicid. Ce-i drept? Persoanele care fac o tentativă de suicid și intră în sistemul medical, dacă te uiți ad largam și începi să te uiți sistemic, sunt foarte consumtive pentru sistem. La fel cum persoanele cu boli psihice, depresie, anxietate, sunt foarte costisitoare indirect pentru sistem. Este o mirare pentru mine, și nu numai pentru mine, că la cât de scumpă e boala psihică, atât de puțin investim
în detecție și tratament, încât să ne scutim bugetele de povară asta. Cum ajung acești oameni la dumneavoastră, domnule? În zilele noastre lucrurile s-au mai schimbat, dar cred că nu sunt eu bun de dat exemplu. Întrebare, cum ajung la medic? V-aș da exemplu unui psihiatru din provincie, oarecare, și am colegi care lucrează în provincie și care au o bună reputație și care nu întâmpină, așa cum te gândi, problema că oamenii nu sunt neapărat educați, ci că nu pot duce pacientura în România. Nu au fizic timpul și resursa să vadă câți oameni își anunță la un moment dat intenția să vină la ei. Mai e o problemă cu care mă confrunt și eu. Cererea pentru o consultație la un medic psihiatru a ajuns atât de mare în România, ca și cererile pentru internări în spitale de psihiatrie. Nu știu dacă voi știți, dar spitalele de psihiatrie în România sunt supraaglomerate și nu numai că sunt supraaglomerate, funcționează la un randament quasi permanent de 130%. Bine, n-ar putea să... Dar la orice moment, mai ales pentru persoane care trebuie reinternate periodic, e o perioadă de așteptare de între 3 și 6 luni. La fel și în provincie, există o limită până la care un psihiatru poate să vadă un număr de pacienți într-o zi de lucru, într-o lună, într-un an de lucru. Și nu există dublaj. Și atunci oamenii amână și fereastra de oportunitate se închide. Nu e ca la exemplu, nu știu, un ulcer varicos sau nu este ca la o aluniță. Unele lucruri în psihiatrie sunt atipice, inclusiv, dacă vreți, realitatea că un episod major de boală se mai termină și spontan și natural. După 6-12 luni, cu sechele, cu ce vreți voi, dar se termină și oamenii spun, am depășit singur. Dar vulnerabilitatea rămâne. Mai luăm o pauză și continuăm discuția noastră imediat. Ne-am întors în fața ta, continuă, Gabriel Diacon, un medic psihiatru, este invitat în zilele de astăzi. Domnule Diaconu, cum poți ajuta un om? În primul rând, cum poți să-ți dai seama că cineva apropiat ție suferă de depresie și cum poți să-l ajuți tu, nefiind medic, nefiind specialist? Pe vremuri când am început viața mea ca persoană publică să vorbesc despre depresie, marea problemă pe care o aveam era lipsa unui limbaj simplu prin care oamenii să ajungă la persoana suferindă și să-i reflecte oportunitatea de a se vedea cu un profesionist. Când auzeau de psihiatru, românii aveau o reacție idiosincratică de aversiune. Încă o mai au, dar nu mai este la nivelul anilor 2000-2010. În zilele noastre, oamenii spun, poate vrei să mergi la psiholog. Deși și staua psihologilor pare că în anumite momente apune, pentru că și despre reputația lor se spun nu tot timpul lucruri măgulitoare. Sunt oameni care s-au întors către religie, către credință și din nou sunt false dihotomii despre mergi la preot, mergi la psiholog, mergi la psihiatru, cine e mai meșter pe problema asta. Dacă ai un membru al familiei care are o suferință mentală, s-ar putea să vă surprindă, dar a devenit între timp credința mea nestrămutată că primul loc unde ar merita și ar trebui să merge este la medicul de familie. Între timp am mai învățat să văd lucrurile și în ansamblu. Medicii de familie au o chestiune profund dezirabilă din acest punct de vedere. Au autoritate medicală, au o formă de imparțialitate și de multe ori cunosc particularitățile persoanei. Eu am aflat, și e și o chestie anecdotică, am constatat, de fapt nu am aflat, că dacă medicul de familie recomandă psiholog sau psihiatru, e mult mai degrabă că persoana va asculta decât dacă recomandă un membru al familiei sau persoana apropiată sau un coleg de serviciu sau. Cred că e nevoie să reinventăm un pic, din acest punct de vedere, rolul medicului de familie în comunitate, fără să mai aruncăm un bolovan de saga deja încărcat, dar una de gatekeeper, de paznic al porților. Și să facă genul acesta de lansetă. 2. Partea de ieșire din rușine, din stigma. Asta este o chestiune care este în continuare foarte apăsătoare. Sunt oameni care nu acceptă, deși recunosc simptomele de boală, dar nu acceptă că, potrivit calapodului, personalității, profesiilor, rolului lor în societate, ar putea să primească o ștampilă psihiatrică sau un diagnostic de boală mentală. Eu nu sunt nebun, spun oameni. Adică vrei să zici că sunt nebun? Aici trebuie să mergem și în zona de educație.
Pentru că în privința nebuniei, pe cât de poet și latin este românul, pe atât de eliptic e termenul. Sunt, între ghilimele, nebuni care nu îndeplinesc criterii de boală psihică. Prin comparație, undeva la un 95% din bolnavii psihici nu sunt nebuni. Nu în sensul original al cuvântului. Dar uite că și când vine vorba de nebunie, atitudinea noastră față de psihoză, față de schizofrenie, față de manie, față de demență, este obscură. Într-un mod care s-ar putea că o să-i supere pe unii oameni, avem nevoie să introducem nebunia în școală, în circuitul de formare profesională. Încât oamenii să afle că există un creier, oamenii să înțeleagă mai bine cum se formează testarea realității, de ce avem o axă a conștiinței, de ce avem o saliență a personalității, de ce nu suntem astăzi Ion și mâine Vasile. Fără asta, nu o să ieșim din stigmă. Ba mai mult decât atât. Și e o chestiune cu titlul de recomandare. Nu știu dacă ați observat, dar mulți oameni, mie cel puțin vin și îmi spun, după ce încep un tratament psihotrop sau după ce primesc un diagnostic psihiatric, așa ca printr-o vrajă se trezesc înconjurați de persoane care sunt pe tratament psihotrop și care au un diagnostic psihiatric. Sunt aceiași oameni care de ună zi erau tot prietenilor, erau tot vecinilor. Dar nu le spuneau. Dar nu le spun. Pentru că în societate, în continuare, există o stigmă. Persoanele cu afecțiuni psihice sunt stigmatizate în societate. Sunt tratate inegal. Sunt tratate de lege inegal. Sunt tratate de angajatori inegal. Sunt tratate de comunitatea lor inegal. La asta voiam să ajung. Dacă tu ai un diagnostic psihiatric, ești obligat să îl comunici angajatorului? În situații absolut specifice. Iar partea de disclosure, partea aceasta de divulgat un diagnostic psihiatru e foarte ușor manipulabilă în România, pentru că nu există niște reguli care să funcționeze coerent, unitar și definitiv. Oamenii preferă să lege, nu spună pentru a nu fi dat afară sau a nu fi stigmatizat în companie? Pe lege, imbecilitatea formulării rămâne aceea de a denumi eliptic, hiperbolic, tulburările psihice acele care o fi ele grave. Cuvântul care pe mine mă deranjează în lege, acolo unde îl întâlnesc, pe codul civil, pe codul penal, pe codul rutier, pe codul muncii, pe dreptul familiei, este boli psihice grave. Vedeți, dumneavoastră, pe vremuri, când eu mă pregăteam să devin psihiatru, încă mai funcționa taxonomia sovietică. Taxonomia sovietică, spre deosebire de zilele noastre, avea în nucleul ei ceea ce se numește elementul defectologic. Elementul defectologic spune că s-a stricat ceva deep down, pe dinăuntru individului, și e cumva definitiv. Dacă s-a stricat un pic, nu e grav. Dacă s-a stricat un pic mai mult, este grav. Pe care de consecință anumite tulburări psihice erau considerate defectologic ca fiind grav. Să luăm bună oară schizofrenia. Schizofrenia, nu cred că aveți vreun dubiu că în folclorul românesc este o boală psihică gravă. Corect? Adică e ceea ce noi în anii 90 numeam dungă roșie pe buletin, oricât de inautentic ar fi expresia. E bine, dacă te uiți la studiile pe schizofrenie, aproape 70% din pacienții cu schizofrenie cu tratament adecvat duc vieți absolut normale, au competență și sunt persoane integrate care au copii, care au familie și care își văd liniștiți de viața lor. Două treimi, trei pătrimi, din nou ne uităm ce se întâmplă aici. Și cu toate astea, schizofrenia este considerată o boală gravă. Ce o face pe ea să fie gravă? Numele. Tocmai am arătat că parcursul pentru majoritatea persoanelor cu schizofrenie este bun. Dizabilitatea, dar de când e dizabilitatea defect? De când ar trebui să pedepsești dizabilitatea? Și uite așa ajungem de fapt la miezul ăsta fierbinte, bolnav și toxic, inclusiv din societatea românească, acolo unde de fapt când spunem grav, noi spunem cu totul altceva. E o chestiune pe care eu tot dezbat în dezbatere pe care le avem pe legislație, pe sănătate mentală. Când spunem grav, spunem de fapt două lucruri, risc și periculozitate. Asta interesează pe români. Dacă mâine le-ar da cineva un fel de detector Geiger de risc și periculozitate, unde oricât de excentric ar fi personajul cu schizofrenie, dar să aibă la piept că nu e neapărat periculos, ar face și muncă în poliție, ar face și muncă la catedră, ar intra și în sala de operație. Dacă cineva ar putea să-i da garanția că nu prezintă risc și că nu e un om periculos. Asta e rădăcina post-sovietică a lumii noastre. Acum nu vreau să intru în diagnostic, dar și în cazul specific, dar diagnosticul de depresie al Iuliei Marin,
reprezenta un risc sau un nivel de periculozitate față de colegi sau față de muncă? Nu comentez. În primul și în primul rând e vorba de o persoană ale cărei drepturi, a cărei viață privată, al cărei istoric a fost deja suficient și aș spune de o manieră profund nepotrivită manipulat și reprezentat eronat. În România, prin lege și după ce o persoană a murit, se bucură de confidențialitate. Datele ei medicale rămân prin lege secrete pentru o perioadă de niște zeci de ani, nu niște zeci de ore sau luni. Chiar dacă persoana a scris într-un blog sau a publicat texte pe internet sau dacă într-un fel sau altul a ieșit din stigmă și și-a vulgarizat propria experiență, experiența pacientului nu are decât într-o oarecare măsură de a face cu istoricul medical al lui. E ce a trăit el. Diagnosticul nu e ce a trăit pacientul. Este opinia medicală a unui profesionist despre persoana respectivă. Este o trambulină către încercări terapeutice. Este o deschidere către o lume medico-legală cu privire la adecvarea sau inadecvarea persoanei, competența ei, abilitățile persoanei respective. Dacă eu ca medic am resimțit și am fost frustrat în resentimentul meu, s-a ridicat problema competenței acestei persoane, corect? Despre asta este discuția. Ei bine, până în urmă cu 2 ani, România era o țară cu două viteze, cât privește competența. Aveai competență? Sau nu aveai competență? Dacă nu aveai competență, care va să zică cineva, persoană juridică sau fizică, se ocupa de competența ta? Era în tutela sau curatela unei persoane. Dar era cu două viteze. În urmă cu aproape 2 ani, în Parlamentul României a trecut o lege care a schimbat fundamental felul în care ne uităm la competență. Încât nu o mai definim ca pe o chestiune categorică, o definim dimensional. Încă unii români se mai luptă cu chestiunea asta. Simplu fapt că o persoană are un diagnostic de boală psihică, fie ea și gravă, în zilele noastre, nu este un argument pentru incompetență sau lipsa competenței sau capacității psihice sau discernământului, dacă vrei să mergi pe fir. Și asta nu-ți limitează câtuși de puțin și nici nu ar trebui accesul pe piața muncii? Ba mai mult. Pentru că e chestiunea asupra căreia trebuie să manifestăm și vehemență. Dacă o persoană nu manifestă competență într-un domeniu, acea persoană nu are voie să fie marginalizată, stigmatizată și negată în drepturile ei. Ea ar trebui ajutată, competența ar trebui sprijinită, lipsa competenței ar trebui dublată, încât în cele din urmă să ținem pe linia de putere cât mai mult un om la muncă, acasă, în societate, în comunitate. Apartheidul psihiatric are nevoie să înceteze. Și din păcate îl vezi la amvon, îl vezi la tribuna Parlamentului, îl vezi la ședința de guvern. În mintea lor, politicienii noștri, oamenii noștri de stat, oamenii publici, jurnaliștii noștri, preoții noștri, vecinii noștri, administratorii de la bloc, în mintea lor consideră, și un secret bine păstrat al lui Polișinel, nu? Că nu e loc pentru bolnavii psihici printre noi. Că poate că ar trebui să se ducă acolo. Acesta este segregaționism, acesta este apartheidul psihiatric. Încă avem în mintea noastră construite zidurile azilului de nebuni. Încă mintea noastră operează cu lumea normală și cu lumea lor. Și dacă sunt cuminți, și dacă nu sunt periculoși, și dacă nu își omoară părinții, și dacă nu își amenință vecinii, și dacă nu se comportă, ce știu eu, violent, le dăm voie să se joace cu jucăriile noastre de oameni normali. Dar dacă, brusc, au un episod de boală, sau dacă, Doamne ferește, trec printr-o internare la psihiatrie, observați cum începe cumva flăcăruia asta a suspiciozității să se, ce știu eu, să se nască în comunitatea noastră, în societatea noastră, de oameni sănătoși, mental, care nu avem, Doamne ferește, cum să avem boli psihice. Cine? Noi? Voi? Eram pe scenă niște ani în urmă, la un festival. Și la sfârșitul prezentării mele, și e ușor verificabil, înregistrarea este încă acolo, mi-am spus diagnosticele psihiatrice. Nu contează care sunt, o să le vedeți. Dar fenomenul e foarte distractiv. Am terminat, sala a aplaudat, era un moment, e ca și cum aș fi spus că sunt gay, ceea ce nu sunt, dar nu e nicio problemă cu asta, vorba lui Seinfeld. Am coborât în mulțime. Atenție, era o mulțime formată în mare măsură din hipster, progresiști, ce vreți voi, și psihologi, psihoterapeuți. Și am coborât în mulțime și vine la mine o persoană care era de meserie. Ce vai, Gabi, ce fantastic, genial. Zic, nu știu despre ce vorbești. Tu nu ai diagnosticele alea, nu? Ba da. Nu. Tu ai zis așa pentru efectul dramatic.
diagnostic. Nu, eu chiar am acele diagnostice, adică nu este un secret. Deci aveți niște diagnostice. Eu am mai multe boli psihice și chestia asta trebuie să fie... Adică... Da, și până acum, din punctul acesta de vedere, am spus că oricând, oricum aș fi dispus să explic chestiunea asta și mai mult decât atât, infamiei familiilor, eu nu iau medicamente pentru bolile mele psihice, adică e o chestiune crâncenă. Pentru că, aici intervine o altă chestiune, undeva în mintea mea de mult am decis să nu mai fie rușine. Să nu mai fie rușine cu ateismul meu, să nu mai fie rușine cu tulburarea mea de atenție, să nu mai fie rușine cu tulburarea mea obsesiv-compulsivă, să nu mai fie rușine cu tulburarea mea de personalitate narcisic, oricât de ciudat părea chestia asta. Mă uitam mai devreme pe cerințele judecătorilor în cazul acelui tânăr care a atins cu cuțitul o profesoară. Trebuie că oamenii știu cazul. O să vă citesc. Este epic. Ce vrea judecătorul de la expertiza medico-legală psihiatrică făcută acestui minor care stă în arest încă pentru o faptă penală? Bun. Îmi cer scuze, trebuie să găsesc mesajul. Deci, citez. Comisia de expertiză, zice judecătorul, va răspunde la următoarele obiective. Scuzați gramatica aproximativă, trăim în România. 1. Dacă subiectul este orientat din punct de vedere al psihic și temporospațial. Bun. 2. Dacă se evidențiază existența unei maladii psihice de natură să afecteze capacitatea persoanei de a-și stăpâni voința. 3. Dacă realizează semnificația faptelor sale. 4. Care sunt tulburările de personalitate ale subiectului și ce legătură au cu predispoziția la acte antisociale? Și mai sunt câteva lucruri acum. România, 2023, lumea post-sovietică, defectologie. Nu ne interesează adevărul, ne interesează procrusteanismul acesta medical. Și asta este o chestiune care va decide viitorul unui minor, printre altele. Ultima pauză a discuției noastre de astăzi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors ultima parte a discuției noastre de astăzi. Gabriel Diaconu, medic psihiatru, este invitatul zilei de astăzi. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Vorbeam despre felul în care sunt priviți și tratați oamenii care au un diagnostic psihiatric. Ne povesteați dumneavoastră mai devreme experiența personală. Scurtă anecdotă. Tratamentul unei anume tulburări de personalitate, borderline. Oamenii o să caute pe Google, o să afle că au. În fine. O anumită femeie, Marsha Linehan, a făcut o schimbare absolut dramatică în felul în care facem psihoterapie cu astfel de pacienți și este cea care a instituit un motor, se cheamă terapie dialectic-comportamentală. Bun. Asta i-a adus celebritate, faimă, este un fel de Buddha figure al domeniului, Marsha Linehan. În urmă cu câțiva ani, Marsha Linehan a scris un editorial în care e absolut sfâșietor, a descris viața ei cu tulburare borderline. Puneți-vă un pic problema. Mama terapiei pentru tulburarea de personalitate borderline, vreme de 35 și mai bine de ani, a ascuns comunității psihiatrice, psihologice, publicului, că ea suferă de problema asta. Asta e lumea în care trăim. Femeia avea o rană de conștiință. Noi, psihiatri, avem o rană de conștiință. Noi, medici, avem o rană de conștiință. Psihologii au o rană de conștiință câtă vreme permit în continuare un apartheid în care spun așa, de vreme ce eu sunt psihiatru, sunt obligatoriu sănătos, moral, psihiatric, psihologic. De vreme ce eu, ca psihoterapeut, sunt cel care o să te ajute pe tine, pe semne că eu n-am probleme, tu le ai, vezi de ale tale, sunt aici să te ajut. Ieșirea din complicitate se face și cu sancțiunea propriei ipocrizii. Frica generică pe care o au oamenii de cele mai multe ori nu e de nebunul de lângă ei. E de nebunul care zace în fiecare. Și asta e o problemă pe care o ducem generație după generație și sunt în continuare oameni care sunt copleșiți în momentul în care își văd un copil că manifestă tulburări de comportament sau tulburări ale dispoziției. Asta este o țară în care noi tot timpul de fapt pregătim un viitor. Dar ce te faci? E o constantă psihologică. Pentru unii oameni, viitorul înseamnă repunerea unui trecut de care ei nu au avut parte.
Știm că părinții noștri nu au avut parte de acces la psiholog și la psihiatru, știm că în comuniste erau specialități damnate, știm că au fost folosite pentru poliție politică, știm toate lucrurile astea, deși între noi fie vorba o pacientă spunea, să știți, domnul doctor, că se făcea și în comunist psihiatrie. Adică se dădeau și în comunist pastile și nu era chiar așa cum se zice la televizor, că peste tot se făcea poliție politică. Am mai trăit și noi, am trăit și noi un pic de psihiatrie comunistă și e adevărat. Dar vreme de 50-60 de ani în România, psihiatria n-a avut parte de nicio revoluție în prejurul soarelui. Acolo e încremenită, ponosită, cu ziduri groase, cu psihiatrii care vorbesc 5 minute și dau 10 pastile. Să mă ierte, colegii mei, dar e o realitate. Este o realitate pe care nu o schimbăm. Traducem din limba engleză ghidurile Maudsley și ghidurile NHS pentru diagnosticul și tratamentul bolilor psihice. Noi nu avem nici măcar un studiu național. Un studiu național despre prevalența bolilor psihice la români. Dăm în continuare medicamente care sunt impuse de farma, dar noi nu avem o piramidă corectă a tratamentului psihiatric. Chiar când vine vorba de prognosticul acestor oameni, să știți că este totuși bun. Să știți că este totuși bun. Noi spunem că este mediocru sau foarte prost prin prisma faptului că nu mai rămân de numărat decât aceia care reprezintă o fracție din totalul lor, dar care încă mai sunt pe acolo. Cei care își revin repede, cei care răspund la tratament de frică, de rușine, nu cumva să fie asociați cu ăștia la alți, dispar foarte repede din conversație. Motiv pentru care ce mai numărăm noi este ce mai rămas. Noi numărăm pe toți. Eu vă spun un lucru. În România, la momentul de față, la o populație de 19 milioane cât este pe recensământ, probabil că undeva la 5-6 milioane de români trăiesc cu boală psihică. Și după care încep să vi le număr. De departe, cei mai des întâlniți sunt cei care au depresie. Avem probabil la 1,5 milioane, 2 milioane. Avem probabil peste 1 milion de persoane dependente de alcool în România. Avem sute de mii de persoane care trăiesc cu tulburări ale gândirii. Nu vorbesc aici doar de persoane care au episoade de psihoză, ne vorbești de persoane care au declin cognitiv sau care au tulburări neurocognitive de învățare, discalculie, dislexie. Nu mai vorbesc de dislexie. Sunt foarte mulți oameni. Și nu înțeleg de ce la o țară care are camere de gardă pline de oameni în care jumătate se duc acolo pentru că de fapt au probleme emoționale și de comportament, nu înțeleg de ce ne tot împiedicăm în retorica asta. Poate de unde avem un fetiș al minții. O să vă propun să continuăm această discuție și cu altă ocazie și sper să o facem. Mulțumesc mult că ați venit astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine, ne revedem!